Un incendiu puternic a izbucnit în această dimineață la mănăstirea Sihăstria Putnei din județul Suceava. Flăcările au izbucnit la o construcție anexă din cadrul complexului pe o suprafață de 200 de metri pătrați. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Am intervenit la fața locului cu 8 autospeciale de stingere, 4 la Inspectoratul pentru Situații de Urgență și 4 ale pompierilor voluntari, servicii voluntare de la Putna, Bicovul de Sus, Birca și Voitinel. În momentul de față, incendiul este localizat. Lucrăm pentru lichidarea ultimelor focare și pentru îndepărtarea materialelor care au fost afectate de foc din interiorul acestei clădiri. Clădirea a fost afectată pe aproximativ 200-250 de metri pătrați. Inițial, flăcările s-au manifestat la acoperișul acestei clădiri cu degajări mari de fum. Din fericire, nu ne-am înregistrat cu victime. Și așa cum spuneam, în momentul de față lucrăm pentru lichidarea incendiului, după care vom stabili și cauza probabilă de izbucnire a acesteia.